Obișnuiți-vă să, să vă observați limbajul, da? Și să observați tiparele acestea, da? Cum este, de exemplu, am nimerit în cameră două persoane cu stimă de sine scăzută și cu încredere în sine scăzută, și, și, și. Și asta pe de parte. Și cum este, da? Când, când uh, vin și transmit. Și deci cum este să spun pe de parte, am. Ne-am nimerit două persoane cu stimă de sine scăzută, cu încredere în sine scăzută și, 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 și ce s-a întâmplat acolo. Și cum este să spun, am nimerit în cameră o colegă sau am nimerit în cameră pe cineva care am simțit că este la fel ca mine. Sau că am puncte în comun cu ea. Am simțit că mă înțelege. Care e diferența? Și vă spun, diferența nu este de cuvânt cum poate o să vă gândiți câțiva dintre voi. Stimă de sine scăzută, încredere în sine scăzută, tai, nu spunem cuvintele astea, fugim de ele. Nu, nu fugim de nimic. Diferența este între a vorbi noi despre noi și a vorbi despre mine.